Băi, băiatule, ce-ai pățit că, uite, dă mașinile peste tine? Ce-ai pățit? Deci, ori toate la un loc. De ce? Pentru că dacă eu să zicem, acum plec din studio și nu mai sunt. Nu ai nimic pe tine? Ești drogat? Am avut. Dar ce ai? Pe n-ai căpușe. De unde să ai căpușe? Am avut anul trecut. O tentativă. În aprilie. Nu ai nimic, măi băiatule, ascult. Nu vreau să povestesc. Ce-ai luat, speș? Vreau să povestesc pentru că... Ești, te-ai drogat, ai luat speș. Au venit 4 străini în România, au fost cazați la Atene Plus, din ceea ce mi s-a spus, și au stat 3 săptămâni aici. Mă rog, am scăpat. Tu nu vezi că dă mașinile peste tine, stai pe mijlocul străzii? Da. De unde să ai căpușe pe tine? Ia vino și treci pe trotuar, haide, ca să nu dea mașina peste tine. Vino coace, că n-ai nimic. Ba da, domnule. Tu n-auzi că n-ai nimic, vino coace. Suntem într-un stat parțial mafios. Nu ai nimic, măi, băiatule. Statul paralel este o mafie. Vino coace, nu-ți fie teamă. Este o mafie. Nu ai nimica. Ai luat speci, ce dracu ai făcut? Pentru că este tot ce am spus. Vino coace peste drum, că trec mașini, vino coace. Vino coace, că nu ai... S-a cercetat. Nu ai nimica. Mai departe nu. Ești panicat? Da, dar nu pot să spun asta. Mai băiatul, dar nu-i păcat de tine că ești tânăr și mori? Un om foarte celebru în lume. Tu nu vezi că ți-a afectat creierii? Bun. Ai vedenii? Soros? Vino încoace pe trotuar, că nu-ți face nu, nimeni. Nu mă gândesc, dar e... Ai vedenii? La mine. Nu mă gândesc. Cine ți-a dat speci? Tu ai luat? Nu știu dacă aici era asta. Treaba asta. Bun, haideți să mergem mai departe, că nu rămânem. Du-te, treci pe trotuar, că dă mașinile peste el, uite-l ce panicat. De ce care căpușe pe el? Băi, uite la mine! Nu mai te panica, că nu ai nimica pe tine! Bună România, bună starea dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră, cei 4 asasini erau de fapt 3,6. El a rotunjit, a venit cu o dimensiune ușor rotunjită asupra lor, erau 3,6 și nu i-a pierdut în spate, ci i-are în față. I-a pierdut în spate, așa cum a spus Liviu Dragnea, i-a pierdut în spate și vine cu o teorie interesantă Dan Alexe și spune așa că, domnule, în română, limba română, nu există ideea, i-am pierdut în spate. Adică ideea este că ei te-au pierdut pe tine. În limba română nu există așa, spui, i-am lăsat în urmă, e o altă formulare pentru ceea ce vrea să spună Liviu Dragnea. Asta înseamnă că au venit niște consilieri de limbă engleză și i-au scris așa, you lost them. E, în limba română nu se traduce i-am pierdut, că nu i-ai pierdut tu, ei te-au pierdut pe tine. Bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara. În fine, Liviu Dragnea și celebrele sale aventurile la pescuit ale lui Liviu Dragnea. Știi că pescarii au obiceiul ăsta, da. Redimensionează lucrurile, au chestia asta, redimensionează, repun altfel. Domnule, la cum redimensionează granițele. Liviu Dragnea, pare pescar cu carbit, știi? Pare că pescuiește la carbit, așa, în oceanul în care s-a ascuns de asasin, pare că n-a folosit metode tocmai ortodoxe. Deci nu s-au folosit metode ortodoxe. Doamna Viorica Dăncilă, cea despre care Liviu Dragnea în momentul în care povestea... Doamna cum? Doamna Viorica Rodica Vasilica Dăncilă. Te rog, că se fac multe confuzii. Dom'le, dacă existau și luminița, o să explicăm imediat, lucrurile erau mult mai simple. Doamna Viorica Dăncilă, cea despre care Liviu Dragnea ne povestea că, domnule, este un bun premier, astăzi a venit iar la ședința de guvern și a destins atmosfera, vrând să zică, ca tot românul, când vrea să spună aprobare, a zis abrogare. Practic da. Invers. Hai să o ascultăm. Doamna Viorica Dăncilă, aveți legătură. În ceea ce privește învățământul antrepreșcolar, mai exact pentru copiii sub 3 ani care se află în creșe și grădinițe, începând cu viitorul an școlar, respectiv 2019-2020, finanțarea de bază va fi asigurată de la bugetul de stat, după metodologia Ministerului Educației Naționale. Această modificare atrage după sine aproparea, mai bine spus, a unui plan de școlarizare. Da, acum se vor întâlni cei de la PSD la Neptun și vor să îi mai dau un mandat doamnei Viorica Dăncilă, mai bine spus să, da, mandat de să care? O restructureze. De reținere. Conform... Ce mandat să-i da doamnei Viorica Dăncilă? Conform domnului Liviu Dragnea, vreau oamenii aceia să-l salveze, mai bine zis să-l asasineze. Da, cam mai bine spus. Asta e logica.
abrogat, da. Mai bine spus, aprobat. Facem o rectificare bugetară, mai bine zis, nu facem. Dar asta cu mai bine nu înseamnă că ai găsit un cuvânt care e chiar mai potrivit. Nu era rău nici primul, dar am găsit ceva mult mai bine, care nuanțează mult mai puternic termen. Ideea era că abrogat într-o direcție, aprobat în cealaltă. Da. Deci am murit sau mai bine spus am supraviețuit. Pe Liviu Dragnea l-au asasinat, dar mai bine spus a scăpat de această tentativă de asasinare. Îți dai seama că doamna Viorica Dăncilă n-are probleme doar la aprobare și abrogare. Are probleme și cu formulările astea, mai bine spus. Dânsa cred că nici mai bine spus nu știe ce înseamnă. Da, îți dai seama acum dacă interpretez în cheia asta ce a spus Codrin Ștefănescu în privința schimbării premierului. Sau mai bine spus Liviu Dragnea. Da, Codrin Ștefănescu. Codrin Ștefănescu, mai bine spus Liviu Dragnea. Nu schimbăm prim-ministru Viorica Dăncilă. Nu schimbăm prim-ministru Viorica Dăncilă. Întâlnirea pe care o facem la Constanța în weekend, Comitetul Executiv Național are pe ordinea de zi și un punct legat de analiza activităților unor miniștri. Cu această analiză vine chiar prim-ministrul. O analiză medicală nu facem? Hai să încercăm. Sau ai măcar o analiză psihologică. Sigur, analiza activității e esențială, dar e făcută. Dar haideți să încercăm ceva nou la Neptun de data asta. Să încercăm o analiză psihologică. Să vedem și noi cu oamenii ăștia. Poate descoperim lucruri noi. Da. Cum l-am descoperit pe Liviu Dragnea. Un nou Liviu Dragnea. Știi că în urmă cu câțiva ani Liviu Dragnea părea omul acela nu neapărat corect. Mai bine spus chiar corupt. Da. Dar domne, lucid. Dincolo de Victor Ponta, care era supranumit Mickey Mouse. Da? Dincolo de toți ceilalți lideri ai Partidului Social Democrat, părea, domne, cu Liviu Dragnea vorbește. Lucid. Lucid. Mai bine spus bezmetic. Mai bine spus halucinant. Da. Un personaj delirant, mai bine spus coerent. Deci, stai seama, oamenii ăștia sunt undeva între aprobare și abrogare. Acolo se situează ei. Dom'le, sigur, am luat deja o decizie, continuăm? Acum oscilăm doar între aprobare și abrogare. Continuăm cu doamna Viorica Dăncilă, mai bine spus o schimbăm cu domnul Mihai Fifor. Deci cam asta Mihai se va Fifor. Decide înțeleg, la... Nu înțeleg lobby-ul ăsta pentru domnul ex-premier Mihai Fifor, de unde apare. N-am găsit altă rimă. Insiști cu acest Mihai Fifor, puternic de tot. Hey, la ședința de guvern, doamna Viorica Dăncilă a discutat, a rupt tăcerea în privința intervenției din fața Palatului Victoria, acolo unde dânsa merge la serviciu. Nu putea să tacă complice și cacofonia e extrem de potrivită. Da, mai bine... Deci, mai bine decât a tăcut pe acest subiect, mai bine zis a spus ceva. Doamna Viorica Dăncilă despre intervenția jandarmilor. Unii încearcă, din motive strict politice, să alimenteze această spirală a conflictului care să scindeze și mai mult societatea. Există tendințe ca această scindare să fie una iremediabilă, iar evenimentele violente din 10 august au demonstrat acest lucru. Prima țintă este jandarmeria, dar sunt și alte instituții care sunt luate în acest colimator. Consider că o persoană sau o instituție poate să fie acuzată doar în baza unor probe concludente. Apelul meu la toți miniștrii, dar și la toți șefii instituțiilor din subordine, este să evite această spirală a conflictului în care încearcă să ne atragă cei care nu au fost capabili să câștige puterea în alegeri și care acum încearcă să dobândească această putere prin alte mijloace nedemocratice. Din păcate, președintele României nu a găsit deschiderea sau poate nu a avut timp să convoace Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru analizarea și avizarea primei rectificări. Guvernul a luat decizia de a cere președintelui României convocarea în regim de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Nu există probe concludente pentru incriminarea jandarmeriei, sau mai bine spus, există probe concludente pentru incriminarea acțiunii jandarmeriei. Scindarea iremediabilă. Deci, scindarea asta iremediabilă a României, ce înseamnă? Ne întoarcem la Principatele Unite? Cum? O luăm așa de la, în anul centenarului? Da, ne întoarcem. Țara românească? O luăm dandoaselea. Da. Fără nicio legătură cu revenirea domnului Adrian Stase în politică. Deci, renunțăm la Transilvania,
stăm așa cu vechiul regat și după aia ne spargem în țara românească și Moldova. Ce înseamnă scindarea asta iremediabilă? Deci ne proclamăm suveranitate locală? Cum ne scindăm noi iremediabil? Adică ne jurăm, băi, eu nu mai vorbesc adică cu pesediști câte zile avea. Dacă lumea nu votează în totalitatea ei cu Partidul Social Democrat, asta e o scindare. Că e vorba de o scindare pe care numai niște nenorociți din afară țării ar fi putut să o pună, să o orchestreze. Pluripartidismul e o scindare nenorocită iremediabilă. Da? Cine a inventat, care a inventat scindarea asta iremediabilă? Că noi n-am fost scindați iremediabil până în decembrie 89. Nu. Ai văzut unitatea noastră chiar, de monolit? Și chiar în decembrie 90, dacă ne aducem aminte la alegerea aceea. CPUN a mers după aia pe zona PSN. Nu era chiar așa. 90% erau cu Partidul Social. Eram un pic scindați. Da. Și acum, a doua chestiune, foarte interesantă, foarte frumoasă. Eu zic să o întrebăm și pe doamna Dăncilă. Dacă i-a dat domnul Dragnea din space-ul lui, ce-o fi space-ul ăsta, nu știm. Nu știm. Încă înseamnă un mandat de la poporul român. Da. Cei care nu au câștigat alegerile au orchestrat ce am văzut. Dom'le, cei care n-au câștigat alegerile sunt cine? Ăștia au mizat pe Cioloș, da? Da. PNL și USR. Mă, PNL și USR! Hai să începem cu PNL-ul, că e mai vechi. Ar putea să aducă atâția oameni în stradă. 100.000 de oameni. Când a făcut PNL-ul un meeting la moțiunea de cenzură... Păi, îți dorești să vorbești așa despre Partidul Național Liberal? Dom'le, dar PNL-ul n-a reușit să-și aducă toți parlamentarii la un meeting propriu. Au zis marele meeting PNL. Și ploua. Trebuie să ne aducem aminte, a venit domnul Orban cu niște umbrele, deci practic nu era chiar sigur, așa. Sigur, în ciuda condițiilor meteorologice... Vremea n-a ținut cu România atunci. N-a ținut cu PNL-ul atunci. Da. Deci Partidul era Național Liberal, apogeul unui eveniment public al Partidului Național Liberal a însemnat jumătate din grupul parlamentar de la cameră. Dom'le, șansa noastră... Dacă îmi vor să o dărâme pe Viorica Vasilica Dăncilă, 100.000 de oameni a adus Partidul Național Liberal. 100-200.000 era și perioada concediilor, puteau aduce mult mai mulți. Da. Atât au conform putut. Conform declarației doamnei Viorica Dăncilă. Sau poate USR i-a adus. Poate dar USR la ultima numărătoare avea 2.000 de membri. Da. Îți dai seama mobilizare? Deci doamna Viorica Dăncilă s-a gândit că poate e în favoarea ei, ce spune, bineînțeles, fiind total în defavoare, mai bine zis în defavoarea ei. Păi dacă puteau strânge atâția oameni la un protest în care, cum să spun eu, nu știm încă dacă s-a și murit, dar oricum s-a intrat în spital, nu era mult mai simplu să-i aducă pe oamenii ăștia să-i voteze? Adică, păi nu câștiga PNL-ul alegerile dacă avea atâta susținere numai populară. Ieșită numai în stradă, vă dați seama că există totuși o conformitate. Dacă au ieșit atâția oameni în stradă, înseamnă că... Pentru fiecare mai sunt 10 acasă care aplaudă din fața televizorului. În care măsură trebuie să constatăm cu încântare faptul că doamna Viorica Dăncilă, stați liniștiți, doar vorbește, nu și face. Adică dânsa e clar că e acolo o marionetă, sigur nu și face. Adică asta e de natură să ne liniștească, pentru că noi în ritmul acesta noi am pierdut teritorii. Doamna Viorica Dăncilă ar da de la sine teritorii. Ea mai dă-le și celorlalți, pentru că, de exemplu, poate mergând către munte, doamna Viorica Dăncilă... Să rămânem doar cu Teleormanul. Da, doamna ar zice, doamna Viorica Dăncilă ar zice, mergând, domne, nu știu, oricum e țara asta prea mare, adică am făcut 5 ore până la munte, adică nu știu de ce am avea nevoie de mai că îți dai seama cum ar crește exponențial kilometri de autostradă în procente? Deci tu dacă renunți la zonele alea fără autostradă, poți spune, domne, bravo, corect. Noi am acoperit țara cu autostradă. Deci tu trebuie să te limitezi la Pitești. Problema nu e că Ploiești, sunt autostrăzi prea puține, ci că e țara prea mare. Hai să mai tăiem din ea. Deci dacă nu mai poți construi autostrăzi, nu mai bine rămâi la... Renunți la teritoriile alea. Cum s-a mai renunțat la teritorii de-a lungul timpului. Dar uite cum a renunțat doamna Viorica Dăncilă. Imperiul Britanic cum a renunțat la teritoriile de peste mări? Da, conform celor de la Record, a renunțat la numele de Rodica. Deci doamna... Cum doamna era să o cheme Rodica Vasilica. Deci doamna Viorica Dăncilă, în tinerețe, și e un interviu cu o fostă colegă de-a dânsei, Marinela Săvescu o cheamă, așa a chemat-o întotdeauna sau? Pe dânsa așa a chemat-o de la început până la zilele noastre. Pe doamna Viorica Dăncilă, uite, o chema pe vremuri, o chema Rodica. Rodica, așa îi ziceau. Așa îi zicea toată lumea, profesori și ele. Vasilica o strigau doar băieții care voiau să o tachineze. Zice Vasilico, doamna Marinela. Ce faci după ore, Vasilico? Înțelegeți? După ce și-a sărbat majoratul, iar o declarație în legătură cu doamna Viorica Dăncilă despre felul dânsei de a fi la început, mă rog, la început de carieră. Înainte să devină premier sau cum? Nu, înainte să devină major, nu știu. Înainte să devină pestedistă. Da, toată clasa a mers pe strada Soldate Rog Nicolae, nu știu ce, să o aniverseze pe Rodica. Așa o chema pe doamna Vasilica. În acte, chiar așa o chema. Cum o chema? Rodica Nica. Da, Rodica. Cu Nica a rezolvat Nica. Prin măritiș, cu Rodica
scăpat pe procedura administrativă. Cred că aceea a fost singura oară când ne-a invitat la ea acasă. În rest, nu știu de ce, se cam ferea să ne cheme înăuntru, zice. Ce faci în casă toți străinii? Ne dădea întâlnire doar în fața blocului sau pe undeva prin oraș. În spații publice. Da, parcă mereu, uite, de exemplu, Piața Victoriei. Piața Victoriei vin oamenii de regulă. Nu a primit, ai văzut că n-a primit manifestanții. N-a intrat în guvern. N-a intrat nimeni. A fost jandarmii când era vorba de intrarea în guvern. Păi îți dai seama, așa probabil vorbea și cu administratorul blocului. Da. Deci să nu treacă niciun coleg de scara blocului, nu vreau să văd pe nimeni. Am impresia că locuia doar cu mama și cu o bunică, zice. Despre tatăl nu știu nimic așa. Bun, deci a schimbat numele. Păi ea o chema înainte Rodica și gândindu-se, bă, nene, nu știu numele ăsta Rodica. Poate ajung, Doamne iartă-mă, cineva în viața asta, mă trăsc Rodica ăsta după mine. Hai să pun Viorica. Da, imaginează-ți cum a decurs această procedură administrativă. Deci a intrat niște hârtii și a solicitat schimbarea numelui pe cale administrativă, da? Da. Și a spus, aș dori să renunț la Rodica. De ce? Păi nu e evident. Doamne, cum să mă numesc? Am vrut să vă spunem, dar ne era jenă. Da. Și cum ați vrea să... Păi Viorica. Spune? Viorica. Viorica, e altceva. Deci, Rodica, mai bine spus, Viorica. Viorica. S-a mers pe Viorica. Vasilica n-a deranjat-o. Vasilica, da. Nu, Vasilica rămâne. Cu Vasilica faci istorie. Vasilica e un nume cum care rămâne în istorie. Cum ar fi fost acum pe site-ul Guvernului României, în arhivele statului, peste tot, să găsești, după domnul Fifor, după cele 4 ore de premierat ale domnului Fifor, a urmat guvernul Rodica Dăncilă. Nu, domne. Păi râdeam, nu râdeam toată lumea de tine, nu râdeam. Dar așa, în schimb, cu litere de aur... În analele istoriei, Vasilica Dăncilă, Viorica Vasilica Dăncilă. E ceva mai profund, e un pic mai interesant. Adică e un nume care are o rezonanță aparte. Care apasă. Plus că nici nu seamănă. Rodica Viorica. A schimbat tot. Din rădăcini. Da. A vrut să cheme Veve. Să înceapă cu Veve. Da. În egală măsură, noi cu doamna aceasta ca Ponta, Victor Viorel, departe conform declarației lui Dragnea, care ne-a spus că doamna Dăncilă va rămâne până în 2020, poate dacă nu schimbă aia... numele, dacă nu vine la Rodica. Și atunci nu va mai rămâne doamna așa? Viorica. Doamna Viorica Dăncilă va fi cea care va ajuta la preluarea Uniunii Europene, deci conducerii acolo. Și ideea este că, uite, l-avem pe acest domn Victor Negrescu, ministru delegat pentru afaceri europene. V-a spus de mult că e delegat, n-ați vrut să mă credeți, a spus că sunt răutăcios. Acum, știi, când vorbești despre un ministru al României, delegat are mai multe sensuri. Da. Poate fi delegat, da, în diverse situații și din multiple cauze. Unii de instituțiile statului de pe zonă cu competențe juridice, unii cu competențe medicale. Bun. Și domnul Negrescu este cel care va ajuta la preluarea conducerii Uniunii Europene conform funcției pe care o deține de ministru delegat. Ia conducerea și eu de doamnei. Da, și domnul ministru a venit să ne asigure că nu e în pericol exercitarea de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, deci a venit într-un ton liniștitor. Păi oamenii aveau mari temeri. Da. Au spus, ce se întâmplă cu președinția Angela Român? Să nu o fure, să nu o strice, să nu... Știi cum e. Domnul, ai văzut ce-o conducerea României, România. Domnul a venit și ne-a liniștit. Hai să ascultăm, pentru că nu s-a oprit aici, a mai făcut câteva declarații teribile. Inclusiv Gafencu a vorbit în anii 80-90 despre ce înseamnă această construcție comună și despre deschiderea către restul Europei. Gafencu a vorbit în anii 80-90 despre construcția Europei, zice domnul acesta, venind așa cu o arcare aliură de intelectual care cunoaște nume, știe personalități. Științe politice. Păi, iertați-mă că vă spun. Îi știa pe ăștia. Îi știa atât de bine încât vorbea cu ei la pertu. Da. Sigur, oamenii erau morți. În 57, Grigore Gafencu, în cazul de față. Grigore Gafencu a murit în Paris în 57. În 80-90, mort fiind, poate cu Liviu Dragnea să mai poartă un dialog de genul. Vii, Grigore, la vot? Și cu domnul Victor Negrescu, care îi spunea, cu Uniunea asta europeană, eu te văd, vei ajunge ministru. Ministru delegat, e drept, dar vei ajunge ministru. Pentru afaceri europene. Hai să-ți spun cum văd eu Uniunea asta europeană. Acum, ședințele de spiritism care se desfășoară la Ministerul Afacerilor Europene, sigur, n-au fost de notorietate până acum, dar dacă vezi scuza pe care a invocat-o domnul ministru, că și-a dat seama că a greșit într-un final, i-a spus cineva. Da? I-a spus un om important din străinătate. Vezi că vor să-l omoare pe Liviu Dragnea și vezi că ai greșit și tu cu Gafencu. Deci dacă vezi scuza sau modul în care a încercat să o... orchestreze? Da. Băi, merge pe varianta spiritismului. Deci adică... eu în locul lui și-i spus, nu domne, da, sigur, sunt medium. Pot să vorbesc nu, cu spiritele. Nu, chiar am vorbit cu... Deci era mult mai, cum să spun eu, aveai mai mult respect față de el. Spune sigur, e o metodă ocultă, dar o înțelege. Și ce a zis? Dânsul a spus că poate nu s-a înțeles clar. În anii 80-90 a revenit în act.
actualitate, personalitatea domnului Grigore Gafencu. Deci a murit în 57, dar l-a uitat toată lumea și până anii 80 cineva a zis: bă, da, de Gafencu, de Gafencu, de ce nu se mai vorbește? Și cu moda ciclică în anii 80, între pantalonii evazați, a reapărut Grigore Gafencu. Deci... Se vorbea despre viziunea lui Grigore Gafencu. Cred că cel puțin în ceaușismul anilor 80, Grigore Gafencu era, știi cum era? Deci omul mort la Paris în 57, membru al Comitetului Național Român, cum să spun eu, când auzea de comunism, avea o reacție similară celei pe care o au membrii mișcării Rezist când aud de PSD. Și cu toate astea, în anii 80, Grigore Gafencu era la mare modă. Era pe buzele tuturor, era la mare era modă, de mare sezon. Era de sezon, în momentul acela. A revenit în practic în actualitate. Dar ce e interesant este faptul că e și o onomastică interesantă, Gafencu. Adică în momentul când tot guvernul ăsta mi se pare ușor Gafencu. E adică, foarte Gafencu. Ca Gafencu așa mi se pare că pe toți am luat, dacă i-am luat la mână. E mai degrabă Gafescu. Gafencu, da. În fine. Între timp revine... Pe bună dreptate, această inițiativă a domnului parlamentar Pavel Popescu din partea Partidului Național Liberal. Dar cu față de userist. Asta rămâne de văzut. Ideea este că e necesar totuși, ca parlamentar, dacă vrei să intri la conducerea unei țări, să ai totuși un aviz care să spună că din punct de vedere psihiatric, nu psihologic, asta cu psihologia... Asta trecem cu tot. Am depășit... Dom'le, psihiatric ești apt, pentru că vedeți bine ce se întâmplă în zilele noastre, ce ni se întâmplă în zilele noastre și cred că tocmai de aici ni se trage. Pentru că acum ar fi fost tras la răspundere un medic psihiatru pentru ceea ce se declară în spațiu public. Ar fi venit să răspundă în fața unei instanțe. Cum i-ați dat acel certificat omului ăsta de se află acum în Parlamentul României? Și multă lume se gândește chiar la Liviu Dragnea. Hai să încercăm să dăm de domnul Pavel Popescu, pentru că mi se pare că se încearcă să îi se tragă această inițiativă de sub picioare, să o preia USR-ul sau cine vrea să o preia. Da, am înțeles că USR-ul acum a venit cu o inițiativă, deci să prezinte dovada unui control psihologic. Asta solicită USR-ul și Pavel Popescu spune: da, eu am fost primul cu ideea aceasta. Hai să-i spunem bună seara. Bună seara, domnule deputat. Bună seara. Care mai e statutul acestei inițiative pe care ați avut-o și pe care am lăudat-o și am discutat-o aici la momentul respectiv? Da, țin minte că am început această discuție chiar dintr-o emisiune de la dumneavoastră. Eu m-am ținut de cuvânt și am făcut acea inițiativă legislativă. Am fost în Parlament, în comisia de specialitate, am prezentat-o. Atmosfera a fost una ironică. Total ironică, colegii, în special cei din coaliția de guvernare, au început să râdă. La momentul în care am făcut-o, chiar simțeam că e nevoie de o astfel de inițiativă din cauza unor colegi care acționează. Domnul Bacal Bașa, de exemplu, hai să dăm un nume acestei inițiative. Da, am dat numele, dar sunt mulți alții. Mai sunt și alții, da. Da, și în contextul a ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, uitându-mă la cele două interviuri a domnului Dragnea, Liviu Dragnea și Darius Vâlcov, eminența cenușii a programului de guvernare, eu am rămas de-a dreptul șocat să văd că există astfel de scenarii aruncate, paranoice, mai mult decât paranoice, incredibile, aruncate în spațiu public. Și atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, inițiativa mea este una mai mult decât importantă, dar nu o spun doar eu. Imediat după acele interviuri am văzut tot mai mulți colegi. Unul dintre colegi a fost cel de la Stelian Ion de la USR, care spunea că vrea să depună o astfel de inițiativă. Deci toată lumea era nebunită să depună această inițiativă, da. Și până colegul la urmă... meu Cătălin Predoiu, pe care îl respect și care e un profesionist și unul dintre cei mai buni profesioniști pe care partidul are. Am văzut că... Păi, da, pe care partidul are, să știți că anulează mult de profesionalismul bun domnului Predoi. Și ce s-a întâmplat? Da. Păi, în momentul de față, intenția mea este să o redepun și să extind această... Deci la 1 septembrie, că va începe sesiunea parlamentară, voi redepune această inițiativă legislativă. Da. Ușor modificată, pentru că aș vrea să o extind inclusiv la funcționari publici și aleși locali. Perfect. Noi susținem această inițiativă, vrem să o argumentăm chiar prin interviurile date de domnul Darius Vâlcov și de către domnul Liviu Dragnea. Adică în momentul când veți fi întrebat în legătură, nu, uitați aici, Darius Vâlcov, Liviu Dragnea, deci până la urmă are sens, are temei. Haideți să vă dau un exemplu. Dați-ne un exemplu.
sunt profesori, sunt angajați în mediul privat, inclusiv când îți iei un permis de conducere, când dai pentru permisul de conducere, trebuie să depui la dosar un aviz psihologic. Acum, eu vă întreb pe dumneavoastră, ca deputat al României, tu, fiind în poziția de a face legi pentru toate categoriile de cetățeni, practic tu decizi cum va arăta viața cetățenilor. E clar că n-am vrea să fie prea mult de bun. Spuneți dumneavoastră într-o declarație în felul următor. Eu cred că înaintea depunerii candidaturilor în funcțiile publice importante, mai important decât cazierul penal, este un control psihologic, pentru că avem psihopați la conducerea țării. Așa a zis, da? Da, așa am zis. Probabil am zis așa. Păi, da, probabil am zis așa, haideți. Da, dacă mi-ați citat-o, probabil am zis așa, da. Aveți certitudinea că v-am citat corect. Ce psihopați așa vă vin rapid la îndemână? Pentru exemplificare. Da, nu știu ce e așa de greu. Ce, domnule, așa de greu? Vă gândiți cu cine să începeți? Sau n-ați vrea să uitați pe cineva? Haideți să dăm noi un moment, hai să-i lucidăm noi cu un moment. Haideți că până vă gândiți, vă ajutăm. Uitați un moment care exemplifică. Puteți să dați un exemplu? Păi, o să vă dau un exemplu. De exemplu, un domn doctor, care de altfel este însurat cu asistentă, care la vizită, deci bolnavi din care o bună parte conștienți, asistente, doctori, o grămadă de lume, îi spune unei asistente, pe care nu înghițea, se pare, femeie măritată în banca ei și care era salariată, nu-i plăcea lui cum mirosea, neavând nicio calitate să facă această observație. Și îmi pare rău, aici s-ar putea ca CNA-ul să se supere, dar viața bate televiziunea și bate. Zice, măi, tu când te rezi cu bărbatul, te speli la la care îmi asum aceasta. Sigur, dialogul continuă, dar e suficient ce am ascultat ca să înțelegem necesitatea acelui aviz. Vă ascultăm, domnul Pavel Popescu. Da. Da. Din păcate, să știți că astfel de exprimări, sau cel puțin exprimări apropiate de ceea ce am auzit acum, au loc și de la pupitrul Parlamentului. Corect. Exprimări, exact. Gesturi. Tocmai de asta, cred că toată lumea vine cu acest argument că ar fi neconstituțională, că o astfel de... Da, de... e dreptul constituțional al nebunilor să fie în Parlamentul exact, României, haideți să luăm rațional. Guvernul României. De ce restrângem noi drepturile unor nebuni? Adică nebunii, cei dovediți nebuni, au anumite drepturi restrânse. Și atunci, dacă nu îi restrângem dreptul unui nebun de a ajunge într-o funcție publică și a conduce o țară sau a face legi pentru țara respectivă, nu este total irațional, este în... Ba da, e perfect. Are sens ce spuneți dumneavoastră. Bine, ne reauzim când începe sesiunea parlamentară după ce redepuneți această inițiativă legislativă. Vă mulțumim pentru intervenție. Avem și o intervenție de la Ministerul Afacerilor Europene. O informare de presă, mai bine spus. Ministrul regretă eroarea și o regretă în felul următor. A apărut astăzi în presă o informație privind o greșeală de exprimare dintr-o emisiune de televiziune. Uite, așa a început să se... Zice domnul Negrescu. Domnul Negrescu, da. Îmi cer scuze în primul rând pentru această exprimare nefericită. Dorința mea a fost să spun că Grigore Gafencu a fost readus în atenția publică în anii 80-90. Dom'le, asta a fi fost intenția, nu va reuși de nicio oară. A spus cu totul altceva. Dânsul se ocupă de preluarea conducerii a președinției Consiliului Uniunii Europene. E pe mâini bune, nu? După pauză ne întoarcem cu fantoma... de la operă. Fantoma... cum era denumită? Fantoma în alb. Fantoma în alb. Ne întoarcem cu intervenția șefului brigăzii speciale a jandarmeriei, care a fost audiat de procurorii militari. Domnul Paraschiv, ne întoarcem. Bună, România! Momentan n-am niciun statut și am rugămintea la dumneavoastră, nu pot să dau declarații, sunt militar, pe măsură ce ancheta se va desfășura... Dar la nivel de principiu, pentru că până la urmă opinia publică are nevoie de niște explicații, cum justificați dumneavoastră intervenția la mod
General. Știți foarte bine că fiind militar nu pot să-mi exprim o părere direct în fața dumneavoastră. Dar vă mulțumesc mult. Atitudinea dumneavoastră și incidentele strict personale în care ați fost implicat. Cred că le-am explicat destul de bine până acum. Cui le-ați explicat. Vă mulțumesc mult. A fost o intervenție justificată din punctul de vedere al agresivității forțelor de ordine, mai ales dacă dumneavoastră m-ați văzut pe mine că sunt agresiv, aveți perfectă dreptate. Mă refer la forțele de ordine care colegii dumneavoastră. A fost justificată intervenția, mai ales în de ce nu întrebați pe colegii mei? Sunteți vă mulțumesc. Deci, încă o dată, știți că respect foarte mult presa. Nu pot să dau nicio declarație. Pe parcursul anchetei bănuiesc că parchetul, sau dacă e cazul avocatul meu, va da declarațiile necesare. Să vă alegeți cu acuzații de ordin penal? Credeți că s-ar justifica? Credeți că aș putea să spun eu că știu de acum? Nu, v-ați un asumat. Punct de vedere al meu? Nu cred. Dar dumneavoastră personal, după ce ați revăzut tot ce s-a întâmplat acolo, inclusiv imaginile cu dumneavoastră, vă asumați riscul de a răspunde și penal? După... Mi-am asumat riscul în momentul în care mi-am corupt oamenii, fără niciun fel de problemă. Încă o dată vă aveți mulțumesc. Aveți vreo urmă de regret pentru ceea ce s-a întâmplat, domnule Paraschiv? Sunt întrebări, până la urmă, deci, pentru oamenii care au... Vă mulțumesc foarte mult, nu vreau să dau niciun interviu. Sper că mă înțelegeți și pe mine. Ordinul de intervenție când l-ați cuvit, domnule Paraschiv? În urmă sunt întrebări care sunt pe buzele. Excelență, o să vă stuiți pe mașină. Am au trecut aproape două săptămâni de la proteste. De modul în care ați intervenit, ați coordonat anchetă. Acum, la două săptămâni de la proteste, tot ce s-a întâmplat. Era suficientă oare intervenția doar împotriva protestatarilor violenți și atunci... Deci, încă o dată vă mulțumesc, v-am spus, nu vreau să dau declarație. Aveți vreun regret pentru cei zeci de oameni care au fost răniți din cauza abuzului? Ați declarat la un moment dat că oamenii dumneavoastră nu au rănit pe nimeni. Vă mențineți așa declarația? Au fost și bâlbe ale forțelor de ordine, plecând poate chiar de la ordinele ce s-au dat. Excelență, n-aș vrea să se rănească vreunul din dumneavoastră. Vă rog. Să ne oprim un minut să discutăm atunci. Deci v-am spus punctul meu, nu dau niciun fel de declarație. Deci deocamdată aveți statut de martor sau s-a început urmărirea penală? V-au comunicat ceva procurorii în sensul ăsta? Cătălin Paraschiv, șeful brigăzii speciale a jandarmeriei, audiat de către procurorii militari, ieșind cu aceste declarații, știți bine că eu respect presa, știți foarte bine lucrul acesta, vreau într-un fel să-și schimbe renumele din Fantoma, cum era, Fantoma în alb, acum să fie respectatorul de presă. Nu, Radu, dar până acum când spuneam, măi, colonelul Paraschiv, nu mai țin minte că vorbeam, și colonelul Paraschiv, așa mă întrebai. Păi asta nu... știu, ăsta e ăla care respectă presa. Da, e omul ăla care respectă presa. Noi așa îl știam până acum. Cârligu. Ăsta era Cârligu, în privința lui. Da, adică toți oamenii au ceva cu care, nu știu, îi identifici mai ușor. De la Paraschiv asta știi. Eu știam că e hâhâit și că respectă presa. Astea sunt cele două componente. Acum, uite, aflăm mai multe detalii despre domnia asta. El este cel care a dat un interviu în care venise cu acea inițiativă emoționantă. Cu mult respect l-a dat, că era, a dat un interviu unui jurnalist. Era un jurnalist, a dat cu respect. A dat cu mult respect. Un interviu în care venise cu acea inițiativă emoționantă, conform căreia, domnule, când sunt proteste, hai să facem un țarc unde să stea presa. Un țarc, sau... dar respectos să-i invit în țarc pe da, jurnaliști. Da, pentru ei, nu, pentru ei ca să nu mai... Cu mult respect. Hai să le filmăm noi imagine, să le trebuie, nu mai stau deci, pentru că respect, de cât să vă pierdeți dumneavoastră nopțile și timpul. Nu vă facem noi, dar nu vreți așa respectos să ne scrie și editorialul? Puteți să veniți să, poate mai moderați o emisiune într-o zi? Da. Dar cu mult, mult respect. Ceea ce e interesant la domnul Paraschiv. Faptul că nu a bătut pe nimeni? N-a bătut pe nimeni. Asta mi se pare cel mai interesant. Dar mie argumentul ăsta îmi place la nebunie. Da. Deci, domnule, m-ați văzut pe mine să lovesc pe cineva? Oameni buni. M-ați văzut pe mine agresiv? M-ați văzut pe mine? Nu, dar jandarmi, asta e altceva. Domnule, dar Pol Pot, când îi conducea pe Khmerii Roșii și au omorât vreo 2 milioane de cambogieni, cum zicea? Domnule, m-ați văzut pe mine să omor 2 milioane de cambogieni? Sunteți sănătoși? Ăsta nu e Gabriel Oprea, care întreba, cum puteam eu să l omor după bancheta de spate? După bancheta de spate, exact. Domnule, deci nu l-a acuzat nimeni pe domnul, că de-aia e colonel, de-aia e ofițer superior, ca să nu mai bați oameni pe stradă, ca să conduci bătăuși de cetățeni pe stradă, că de-aia unii sunt ofițeri, unii sunt subofițeri, unii sunt doar soldați. Nu, deci, practic, și tu. Conform acestui argument, jandarmii nu sunt deloc de vină, pentru că, domnule, noi am primit un ordin, noi am făcut ce ni s-a ordonat. Cine a dat ordinul, iarăși nu e de vină, pentru că m-ați văzut pe mine am făcut să lovesc gestul ăsta? Doamne, că n-am omorât o muscă în viața mea. M-a avut, e drept, brigada de asalt a jandarmeriei române, mi-a omorât un stol de muște, dar asta e cu totul și cu totul altă discuție. Băi, pe principiul ăsta, m-ați văzut pe mine să omor pe cineva sau să bat pe cineva? Pe de altă parte, n-am fi avut dictatori condamnați pentru nimic în istoria omenirii.
Păi eu cred că nici Hitler nu gaza propriu, la propriu, el nu personal. Nu s-a dus el cu mâna lui. Să dea acolo, haideți, dați-i aici, dă-i, hai, nu vreau, să-l comparăm cu Hitler. Nu putem să-l comparăm cu Hitler, că nu suntem pe Tredaia să comparăm ce se întâmplă în România cu Auschwitz. Dar așa ca idee, ziceam. Și tot ca idee, zic, poate mă pot decodifica interviul acesta, replica asta dată de domnul Paraschiv și încheie asta. Domnule, m-ați văzut pe mine agresiv? Păi nu m-ați văzut cum sunt când sunt agresiv? Păi dacă aia dumneavoastră spui agresivitate, păi stați să, să vedeți cum fac când chiar sunt agresiv. Nu știu dacă ați observat, ați urmărit imagini din fâșia Gaza, după cum bine spune deputatul Bacalbașa. Acolo, domne, agresivitate. Aici în Piața Victoriei ce a fost? A fost așa un sparing, a fost un meci de antrenament, a fost de ce n-au dat, de ce n-au ripostat? Adică, nu? Și mi-a plăcut și chestia asta, domnule, nu dau interviuri, domnule. Și senzația era de celebritate. Mi s-a dat un interviu, săptămâna trecută. Nu, acum n-avea chef de interviuri. Nu deci, dau oricând interviu. Da, deci era o Mihaela Rădulescu ieșită pe stradă și alergau reporterii după ea și nu vreau să dau interviuri acum, nu dăm interviuri. Deci practic era cumva... Vorbiți cu agentul meu de presă. Poate că are o exclusivitate cu cineva. Poate semna cu cineva. Poate că a vândut drepturile de imagine. Poate semna cu cineva. Domnul, da. Poate avea un contract, vă rog, nu. Domnul Paraschiv, prima regulă, când deveniți vedet, ochelari de soare. Când nu mergeți așa și ochelari de soare fumurii, vă urcați direct în mașină, vă rog. Sau măcar bazma mai de șelăgase, fularul alb. Vă puneți pe gură așa. Puneți, domne, fularul alb, că nu te știe lumea așa fără fular. Ochelari? A fost greu să recunoaștem în această culoare închisă. Deci lumea nu știa de unde să-l ia pe domnul Paraschiv. Domnule, culoare închisă și privire răutăcioasă. Păi asta deduce cu gândul la... Doamne, iartă-mă. Atene Palas. Ați stat vreodată la Atene Palas? Hai să vă întrebăm altfel. Bun, lăsați-l pe domnul Paraschiv deoparte. Acum întrebarea care se pune. Știți clipul lui Dani Mocanu, celebrul artist? Dani Mocanu. Colaboratorul jandarmeriei române. Invers. Jandarmeria e colaboratoarea. Nu, jandarmeria era închiriată. Era închiriat, omul care a închiriat niște jandari. Dar de ce l-au luat pe domnul Paraschiv? Păi, dar de unde să știm noi că nu e și domnul Paraschiv în videoclip? Păi n-avea bazma albă. Păi erau mascați acolo. Bun, Dani Mocanu scoate un nou videoclip în care apare la proteste. Deci, practic, trece de partea cealaltă a jandarmeriei. Da, aici am să explic ca un Codrin Ștefănescu în sufletul lui Liviu Dragnea. După ce vedem imaginile, vă explic exact aici o strategie de imagine a cunoscutului și îndrăgitului interpret Dani Mocanu. Penalii, și coșuri de mână la Mega Image. Coșuri de mână la Mega. Deci coșuri de mână la Kaufland. Jos sifonari. Schimbați-o Viorica Dăncilă și mai avem și cu rovineta asta, mi se pare că asta electronică nu funcționează. Deci, eram împotriva denunțătorilor, nu care denunțători sunt colaboratorii DNA-ului, deci el a venit totuși. Băi, nu știm cu cine ține Dani Mocanu în momentul de față. E complicată treaba. A fost o strategie de marketing. Eu cred că Dani Mocanu lucrează cu consultanții domnului Liviu Dragnea și spun și de ce. În urmă cu câteva săptămâni, domnul Dani Mocanu a fost protagonistul unui videoclip cu jandarmi. Închiriase jandarmi. Închiriase jandarmi și dădea directive. Da. Tu stai aici, tu ia-mă de mână, tu urcă-te în mașină. Hai să vedem ce a zis în legătură cu treaba asta. Înainte să vedem imediat. Da. Oamenii deja au început să-și pună întrebări. Au spus, domne, dacă Speranța Cliseru n-a dat ordin. Doamna Carmen Dan n-a dat ordin. Domnul Paraschiv n-a dat ordin. Ăștia lații de la jandarmerie n-au dat ordin. Bă, nu fi Dani Mocanu aici. Bă, pe Dani Mocanu l-am văzut în ordine. S-a filmat în ordine. A dat ordine odată, păi te-a mai scos 1000 de euro și a dat niște ordine și la proces. Și ca să înlăture orice fel de suspiciune, s-a dus la protestul. Zis, bine, sigur, era o problemă cu sifonarii. Da. Hai să vedem, Dani Mocanu explicând cum a închiriat niște jandari pentru un videoclip. Mă, știi ce știi cum se spune, tot ce spui poate fi folosit împotriva ta, înțelegi? Nu, glumesc. Nu, ideea este că eu n-am știut nimic. Nu ai întrebat persoana respectivă cum să... Nu, eu sunt doar cu asta, știi? Eu le spun, fă așa, mai departe nu știu cine s-a ocupat și cât a dat, ce n-a dat, nu știu, habar n-am. Nu am știut că sunt jandarmi adevărați. Deci omul n-a știut că sunt adevărați jandarmi. N-a știut că acum când i-a văzut la proteste cum băteau, cum făceau, abia acum dar mi-a dat bani, încrederea. Dar bani, tu dai bani așa? Domne, sunt jandarmi adevărați, acum mi-a dat seama, văzând la 1000 de euro ar face bine să fie jandarmi adevărați, adică sper să nu fie un fake. Da. Și jandarmeria română, dar când s-au plătit banii ăștia, către cine s-au plătit? Nu s-au plătit către jandarmerie? Nu s-a făcut o sponsorizare către jandarmerie? Poate personală pentru fiecare. Poate că există un... La 250 de euro la 4 jandarmi. Poate că jandarmul în timpul liber, că acum am văzut în timpul serviciului ce face, și în timpul liber mai face un mic bacșiș, merge pe acolo. Poate merge și la petreceri pentru copii jandarmul din România. Dar când au că Laurențiu Cazan conduce jandarmeria română, înțeleg legătura asta cu zona artistică, muzicală. Bun. Hai să schimbăm registrul. Senator, nu schimbăm neapărat, dar rămânem în același registru. Schimbăm, mai bine spus, rămânem în același registru. Da. Senatorul PNL Florin Câțu scrie pe Facebook un articol în care
care ne explică faptul că încă două lucruri pe care trebuie să le explice premierul, doamna Viorica Dăncilă, da, despre această rectificare bugetară. De ce taie de la investiții în condițiile în care primul semestru s-a investit, în condițiile în care în primul semestru s-au investit mai puțin de ca în 2016, iar în anul 2017 a fost cel mai prost din punct de vedere al investițiilor. Bună seara, domnule Florin Câțu. Bună seara. Mă rog, și la un moment dat vă întrebați cum, de ce s-au tăiat bani de la investiții și au ajuns bani la Ministerul Afacerilor Interne. Afacerilor Interne. Da, da, este o postare, de fapt, înainte de zisele evenimente din 10 august, da, masacul din 10 august, am postat despre, am explicat rectificarea bugetară și chiar atunci mă întrebam dacă banii care se duc, și spuneam cu subiect predicat că banii care se duc la MEAI sunt pentru atacul împotriva opoziției și a societății civile. După câteva zile am văzut că cu ce sârg au acționat jandarmii și, și ce motivație. Și atunci trebuie să întrebăm câți din acești bani reprezintă prime. Pentru că eu cred că oamenii acolo li s-a promis că dacă își fac treaba cum trebuie, vor fi remunerați. Nu au fost aduși oameni din alte părți din țară, trebuiau cumva motivați. Și acum trebuie să aflăm cât din acești bani sunt acolo. Și pentru că în această rectificare bugetară, și aici iarăși vedem că Liviu Dragnea este un mitoman, deci nu are nicio scăpare. Mitoman în sensul bun al cuvântului. Mitoman în sensul de, trebuie să fim puțin serioși, am văzut emisiunea noastră, am înțeles la ce face referire, dar nu, Liviu Dragnea este un mitoman și trebuie scos de pe scena politică. Da, asta e un diagnostic psihologic. Da, mitomania e o afecțiune, totuși, știți? E o afecțiune, bineînțeles, dar să știți că nu trebuie să fii psiholog dacă cineva minte non-stop, până la urmă putem și noi ca societate să-i punem diagnosticul. Deci credeți că domnul Dragnea n-ar trece acel test pe care vrea să-l impună până lege colegul dumneavoastră Pavel Popescu? Nu, cred că 99% din PSD nu ar trece. Dar vreau să revin să vă spun de ce este mitomania, pentru că acum câteva zile ne spunea de acele proiecte, nu? Canalul Dunăre-București, Pot, la Glina, spitale, cel mai mare centru internațional, medici, fantastici, știu ce, iar rectificarea asta bugetară e 9 bani să plătească pensie, salarii în lunile următoare și taie 2 miliarde de la investiții. Asta în condiții în care vă spuneam 2018 este cel mai prost an, după ce 2017 a fost cel mai prost. Deci mergem din prost în mai prost. Deci situația e din ce în ce mai gravă, iar ei ne spun nouă cum vor investi. Și toate aceste lucruri băți în aceste zile, lumea a sărit peste un detaliu important pe care l-a aruncat Vâlcov în spațiul public. Vâlcov vine și ne spune în acest an creșterea economică să fie 4%. Până acum ne spuneau toți că sunt nebun, că arunc cu cifre. El ne spune că în acest an să fie creșterea 4%, după ce la început oamenii spuneau că să fie iară 6,37, dar să stați liniștiți oameni buni că o să crească în 2019 cu 7%. Da, bine, acum nebuni putem deveni și noi în momentul în care devenim atenți la Darius Vâlcov la maniera aceasta, la maniera de a urmări în detaliu discursul domnului Vâlcov. Adică am putea trece și noi ca nebuni atunci în cadrul acesta. Unele detalii sunt foarte importante. Da. Știți, la Vâlcov acolo și aceasta cu creșterea economică nu trebuie să scăpăm, pentru că mai târziu veți vedea că vor veni cu scuze și ne vor explica cum și 4% este bun, deși eu au spus 6, dar să stați puțin că o să fie anul viitor. Ca la investiții, aici fac legătura cu investițiile. Nu am făcut investiții în 2016, nu am făcut nici în 2018, dar vă promitem că din 2020 încolo vom face investiții și așa mai departe. Da, domnule Florin Câțu, dumneavoastră spuneți că s-au tăiat bani de la investiții pentru a da prime instituțiilor de forță, cum ar fi jandarmerii. S-au transferat 306 milioane de lei, se duc către Ministerul Apărării Interne, afacerilor interne, și aici trebuie să vedem cât dintre aceștia sunt prime pentru jandarmerie. Nu, am încă, voi face la discuție despre rectificare în Comisia Buget Finanțe în Senat, voi cere detalii, dacă nu mi se vor da, bineînțeles, voi face interpelare. Trebuie să aflăm exact unde se duc acești bani. Și sunt multe detalii, trebuie să intrăm în detalii, pentru că și cei 2% pentru apărare sunt o păcăleală acolo, 40% sunt salarii.
restul armament și noi avem nevoie de armament, nu doar de salarii. Deci sunt multe detalii pe care trebuie să discutăm, nu avem timp, dar aici mi se pare criminal. E un semnal de alarmă, la... unde se duc banii aceștia, că nu care cumva jandarmii, nu doar că nu sunt anchetați sau că nu doar că nu trec sub nicio formă de sub nicio formă de pedeapsă, doar, dar sunt și remunerați în plus pentru activitatea lor. Exact, și tocmai ei banii de la investiții. Da. Deci mi se pare îngrozit acest lucru. Mă rog, urmărim subiectul. Mulțumim, domnule Florin Câțu, pentru intervenția dumneavoastră. Sigur, acum pare așa o încurajare, pare de încurajare. Nu, ar putea fi de încurajare. Nu e prima de succes. Da? Da. Deci a rezolvat problema pieței Victoria? Trebuie să le dăm oamenilor banii. Da? Păi nu. Adică s-a investit. Să îi spunem, domnule, s-a luat de la investiții. De la ce fel de investiții s-a luat, domnule? De la drumuri? Da, s-a luat de la drumuri, în regulă. Dar s-a investit în altceva. Uite, s-a investit în guvernul PSD. Păi da, nu e guvernul PSD în momentul de față mult mai... Guvernul PSD ALDE, că e micuț, da, dar contează. Nu e mult mai sigur pe sine? Nu e acum în siguranță? Ba da, e altă viață. Adică banii ăștia nu sunt bani aruncați. Și nu sunt nici bani furați, în ciuda convingerilor și apucătorilor tradiționale. Dom'le, au dat la jandarmerie pentru că iată ce trebuie să facă jandarmeria în momentul de față pentru guvernul României de data asta. Da, după o scurtă pauză, revenim cu niște imagini pe care le vom difuza în exclusivitate cu cine crede noi este o suspiciune rezonabilă, că avem imagini cu unul dintre asasinii lui Liviu Dragnea. O luăm și pe partea asta. Dom'le, poate domnul Liviu Dragnea spune adevărul. Poate o fi văzut ceva, poate o fi primit vreun semn, poate o fi primit vreo privire, poate ceva e adevărat. Dacă într-adevăr există un sâmbure de adevăr, mai bine spus, da, există un sâmbure de adevăr după tot ce s-a întâmplat în zilele astea, îl veți vedea după publicitate. După 2-3 minute de publicitate ne întoarcem imagini. Imagini cu asasinul lui Liviu Dragnea. Bună, România, ne-am întors în direct în urma unor investigații pe care le-am făcut, analizând cu atenție detaliile pe care Liviu Dragnea le-a livrat în privința celor pe care el îi numește ca fiind asasinii săi, mă rog, cei care au și ratat în postura de asasin. Am urmărit cu atenție detaliile date de Liviu Dragnea și, punând lucrurile cap la cap, putem să vi-l oferim sau să o oferim în premieră pe cea pe care noi o bănuim ca fiind corespondenta descrierii domnului Liviu Dragnea. Corespunde portretului robot, vrei să spui. E perfect. În prima parte a lunii aprilie, cred, au devenit din ce în ce mai ostentativi. Și atunci când mă uitam la ei, tot timpul erau alți indivizi. Atunci când mă uitau la ei, făceau gesturi care semnifică moartea, mă rog, treceau mâna prin dreptul gâtului. Îmi cer scuze că intervin brusc, pare că exact îmbrăcată, culoare închisă. Mă, culori închise erau. Erau. Privirea era... Era. Era și privirea. Gestul era. Gestul, uite-l. Ia uite-l. Și atât niște indivizi, Andreea Esca și cu Laura Corza Chioveși, nu? Eu nu știam că Andreea Esca e implicată în așa ceva. Chiar nu o vedeam pe ea așa, făcând așa dar ceva. Dar cine s-ar fi așteptat? Nu, da. Ideea este că mi-e foarte greu să găsesc contraargumente la... Adică, de ce n-ar fi? Pentru că toate corespund. Toate corespund. Toate sunt puse cap la cap. În fine. Acum, mă rog, poate fi... Mulți pot considera asta o speculație. Serios? O speculație? Eu înțeleg. Adică... Spune tu. Vezi ceva sau ai văzut de-a lungul timpului ceva care se potrivească mai bine descrierii? Sincer. Lucrurile puse cap la cap, și gândește-te că dacă nu mergi și sepepiștii, de care e înconjurat în permanență, șofer, sepepist, aghiotant, da, doamna Chioveși, ți-s patru la număr. Ăia sunt, cei patru. Ăia sunt. Deci, din punctul meu de vedere, am rezolvat această chestiune, putem să mergem mai departe către celălalt Liviu al Partidului Social Democrat. Diferențele nu sunt semnificative, chiar mă miră de cine a ajuns ăsta în funcția de șef al partidului, pentru că, până la urmă, par similari. Parcă și unul și altul corespund aceluiași nivel de nebunie. Uite, Liviu Marian Pop publică pe pagina lui de Facebook o imagine stranie cu partenerii din Uniunea Europeană ai României, pe care îi percepe ca fiind niște gândaci care vin să ia din bunătățile acestei țări. Dom'le, deci... Cum să spun eu? Imaginea asta o vedeai pe vremuri în revista România Mare,
când Vadim nu venea la redacție. Deci, și le spunea, încropiți ceva. Dacă venea și Vadim la redacție, nu, dacă venea Vadim la redacție, totuși un pic exagerată. Nu era exagerată. Dar era, măcar ar fi fost amuzantă. Da. Ar fi fost la fel de denigratoare, ar fi fost de asemenea o insultă în imagini. Mă, dar n-ar fi venit, gata, jos lapele după bogățiile țării și Claus, ba, o să luăm toate bogățiile și o să le dăm străinilor. Adică îl transformă în martir pe Liviu Dragnea. Vine și cu argumentația asasinării. De ce? Pentru că Liviu Dragnea li se opune ăstora. Deci, practic, el nu este un hoț, este cel care se opune hoților și hoții au venit să-l bat. Deci este din epoca de piatra pamfletului. Nu e pamflet. Deci nu are dreptul să se încadreze la pamflet. Deci să spui, am făcut o glumiță. Nu este o glumiță. Deci este, cum dacă și-ar face Partidul Social Democrat o divizie de ante-preșcolari, cum a spus doamna Viorica Vasilica Dăncilă, atât ar putea. Zice, domnule, deci ăia sunt răi. Ce sunt răi? Sunt gândaci. Gândacii sunt răi, nu? Nimănui nu-i plac gândacii, mă gândesc. În afară de pasionații de gândaci. Lumea le e frică La toată lumea nu-i place de gândaci. Sau cum are, da. Da, așa. Klaus Iohannis ce vrea? Vrea să ia bogățiile României și să le dea gândacilor. Și cine se opune? Biroul nostru? Liviu Dragnea. Atât s-a putut. Păi te-ai fi gândit dacă o găsești pe o pagină, pe un grup de susținători care abia o descoperi și de aici îl deschid, da. Și de unde postezi mesaje pro-PSD? Uite, de-aia ciclic. Ai fi înțeles, ai fi spus, atâta s-a putut. Vă dați să o share-uie, să o posteze pe pagina de Facebook fostul ministru al educației. Deci fostul ministru al educației, cum stătea el pe Facebook, like și share, a găsit această imagine. Deci refuz să cred că ar fi gândit-o. Sau ar fi rugat pe ceva din imagine. Dom'le, vreau să-mi încropește. Zice, harta României. A întâlnit-o și s-a părut ce... Uite, asta aș vrea să promovez. Între timp, pagina de Facebook a lui Liviu Marian Pop a fost luată cu asalt pentru că Liviu Marian Pop nu are toate abilitățile puse cap la cap și nu știe să-și blocheze wall-ul ca să nu se apuce lumea să nu-i. Și oamenii au profitat de această chestiune și au început să publice tot felul de mesaje denigratoare la adresa celebrului fost ministru al învățământului. E greu să-l denigrezi pe Liviu Marian Pop. Adică Liviu Marian Pop nu prea îți lasă mult loc să-l denigrezi. Adică ce a fost de denigrat, a denigrat el. S-a